poveste e în mod următor. Brazilia, după cum bine știți, este cea mai biodiversă țară din lume. Pe locul 2 se află Columbia. Iar faza interesantă este că aici, în Brazilia, se află cea mai mare comunitate de japonezi din afara Japoniei. În Sao Paulo trăiesc aproximativ 350.000 de japonezi care au venit aici pe la începutul anilor 1900 și s-au stabilit în acest loc și trăiesc aici cu familiile lor, cu absolut tot. Când am venit aici în 2018, am trecut doar 10 minute pe această stradă și am zis, bă, trebuie să mai vin încă o dată. Locul se numește Barrio Liberdade. Liberdade means, înseamnă libertate, freedom, și pur și simplu o să ne primăm, o să încercăm să mâncăm niște chestii specifice și să vedem cum se prezintă cartierul japonezo-chinezesc aici în Sao Paulo. Ăștia exact ca în 2018, dacă vă mai aminte când Bolsonaro a ieșit, ăștia au ieșit pe stradă, frate, aici, să militeze. Nu știu exact ce militează, nu știu care e motivul, dar veniți o grămadă de lume aici afară. Nu înțeleg de ce. Aê, Julinho! Acesta ar fi trebuit în mod normal să fie ceva mai animat. Este și un Dita Mai Market-ul aici care se întâmplă în weekend, doar că a fost închis din cauza de COVID. Și seara, acum am aflat că după ora 11 n-ai voie să ieși pe străzi, deci n-avea niciun fel de sens să ne gândim să venim pe aici. Vedeți, e foarte interesant, multe de-astea, cum le zice, graffiti, mă. Aceasta este grădina orientală, care evident este închisă tot din cauza de COVID. Mulțumim foarte mult, China! Deci am ajuns acum într-un restaurant care se numește Sushi i Sashimi și cred că lumea nu prea obișnuită să primească așa clienți, nu știu ce se întâmplă. Hola, boa tarde. Valen și-a cumpărat ramen, porque she has an obsession with soup. And I told her that here she might find soup. Și aici avem frumos gyoza. O porțiune era de 4, o porție era de 4, i-am luat frumos 8. Foarte bine. Tina is the strangest person on the planet. She took one gyoza, she ate, and then she threw it away. Why? No, I didn't throw it away. But why don't you like it? What's the problem? No, it was because I felt something, like the meat had a strange taste, but afterwards it was okay. Uitați, de exemplu, ăsta este un alt magazin cu smoothie-uri care la fel păstrează exact tematica aia japoneză, super mișto. Și ăsta este un supermarket, pardon, corean. Și o să vreau eu acum să caut ceva, să văd dacă găsesc. Dar nu cred că o să găsesc. Mamă, cât de mare e, frate! Vom să iau niște alcool din ăla, mă, de care beau, ei, frate, să dau și lui Valentina, că ea n-a probat niciodată și nu știe cum e. Bă, am uitat cum îi zice, frate.
Ah, balen. Eso tienes que probar. Eso es un snack con wasabi. Ah, ok. Eso tenemos que intentar. ¿Qué es esto? Eso es como el sake, el alcohol, que, pero que es en Japón y aquí se llama... Ah, olvidé cómo se llama, imported. Espera, espera, the surgeon. No importa, eso tenemos que comprar, tienes que probar. ¿Es alcohol? Sí, 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 es alcohol, alcohol. ¿Pero de qué quieres? ¿Quieres? Eso es de manzana, de strawberry... ¿De qué? ¿Cuál quiere, Pablo? Alcohol. No. Tú escoge, bueno, ¿cuál quieres? Valen, hazme un favor, por favor. Lee qué escribe aquí, en eso. ¡Ay, está en rumano! Oh, ¿cómo te das? Yes, it's in Romanian. Wow. ¿Por qué? I don't know why. Dice în sticlă de sticlă Coca-Cola specialty Caise Epin. Wow. Caise is apricot, Epin. I don't know how to say how in English it does means. Wow. But you realize that it's in Romanian. Qué raro. Sí. Because now we want to try this alcohol. Oui? I don't want to try. Try it. Deci asta este specific, specific 100% corean. E copie după sake-ul japonez. Nu mai știu numele. Cum? It's okay. Te gusta? Very soft, yes. Yes, că e very, soft, see? And tasty. Da, și are, cum îi zice, din asta de căpșuni. How do you say this in Portuguese, you remember? No, I forgot. Come on, come on, mo? Morongo. Morongo, yes. Și exact, deci cartierul începe din partea aia și merge cumva până aici. Vedeți că este delimitat de acești stâlpi tematici. Iar noi acum vrem să mergem cumva către centru. Nu știu cât de bine e, pentru că se face deja întuneric. E ora... 6 și 20 de minute, în jumătate de oră deja o să fie noapte și nu e extraordinar de safe să te plimbi pe aici cu cameră, cu telefon, cu o grămadă de bani la tine. Nu e ok, dar nu contează. Suntem aici în piața centrală, frate, și vedeți voi cât de mult haos pot să fie. Sunt oameni care dorm pe stradă, în grupuri, deci e absolut ireal ce se întâmplă aici. Îi spuneam acum fratelui Valentinei Pablo, așa îl cheamă, nu Escobar, că eu n-am mai văzut în viața mea atât de mulți oameni care trăiesc pe stradă. În toată viața mea, de când m-am născut până acum, n-am văzut atât de mulți oameni care să stea într-un singur loc, care să locuiască aici, așa pe stradă, cum locuiesc aici, în grupuri, frate, în familie. Obrigado. Și acum, pe final, era cât se poate de greu că trebuie să venim puțin aici pe Avenida Paulista, astfel încât să vă prezentăm cum e noaptea, cred că cel mai famos bulevard din întreaga America Latină. Cum? Cum se simte el? Vamos a ver. Así.
Así es, ¿no? Întotdeauna São Paulo să rămână în mintea mea ca un oraș din ăsta foarte frumos, foarte luminat, foarte activ, chiar și acum pe timp de pandemie. Chiar și acum pe timp de pandemie, chiar dacă evident că nu e aceeași distanță și aceeași nebunie care era în mod normal, locul tot este ultra special. Ultra special. Dacă vreți să vedeți mai multe despre acest oraș de-a dreptul genial, probabil că se vede pe fața mea că sunt foarte fericit că mă aflu aici, găsiți un vlog în descriere, dar nouă căruia vă prezint cele mai ca lumea chestii pe care poți să le faci aici în São Paulo, pe lângă cele pe care evident deja vi le-am prezentat și cred că m-ar ajuta pe mine foarte mult dacă v-ați uitat la acel video și cred că pe voi v-ar face mai bine să înțelegeți de ce São Paulo este un oraș special aici în America de Sud. Vă mulțumesc din suflet că vă uitați la mine, o să vină vlogul special de Crăciun, după care ne luăm la revedere de la Brazilia. Sunt foarte fericit.